Dacă ai putea renunța la ceva timp de o zi sau o săptămână și ai dărui pentru misiune ceea ce ai economisit pentru ca cineva să afle despre Isus, ai face asta? Dacă da, la ce ai renunța? Revista favorită? Telefonul? Masa în oraș? Indiferent ce sacrifici, darul tău va avea impact. Acest dar poate să cumpere Biblii sau cărți care vorbesc despre Isus în limba natală a oamenilor. Poate conduce seminare de sănătate sau poate sponsoriza un misionar într-un oraș unde majoritatea oamenilor nici nu au auzit despre Isus. Sute la sută din darul tău merge în linia întâi a misiunii. El va ajuta la înființarea de noi grupe de credincioși în zonele cele mai problematice, cum ar fi Fereastra 1040, marile orașe și populația post-creștină în creștere. Astăzi, încă există peste 7.000 de categorii neabordate, cu un total de peste 3 miliarde de oameni. Iisus a spus parabola oii pierdute. Atunci când una dintre oi lipsea, păstorul pleca în căutarea ei. Rugați-vă ca ceea ce puteți dărui să aducă speranță oamenilor neabordați. Pentru a dărui, scrieți pe plicul de zecime dar anual din sacrificiu sau vizitați globalmission.org.